Mii de copii din București au trăit emoția întâlnirii cu cea mai iubită trupă de animație din România, Gașca Zurli. Spectacolul Vreau pupic de noapte bună a fost prilej de joacă, dans și învățăminte. Gașca Zurli este la jumătatea turneului în care străbate toată România în 45 de spectacole. Așa își fac intrarea în scenă personajele cele mai populare din rândul copiilor din România. Cine mănâncă micul dejun dimineața? Da. Are energie? Da. Să se joace dimineața! Zurli înseamnă o alternativă la ceea ce cunoaștem ca educație formală. Noi le dăm copiilor mijloace prin care ei înțeleg lucruri și își fac singuri povestea. Nu le spunem ce trebuie să facă, ci le arătăm câteva lucruri pe care pot să le înțeleagă mai ușor datorită nouă. Gașca lui Zurli a câștigat dragostea copiilor, dar și respectul părinților, pentru că spectacolele sunt pozitive și se bazează mult pe educație. Când mă trece, mă sfor pe ochi și după aceea pe dinți. Îmi place foarte mult de jude și vreau și o rochie ca ea. Să mă sfor pe dinți. În primă linie, cu coatele rezemate pe scenă, fetițele cuplului Adelina și Cristi Chivu au privit entuziasmate spectacolul. Vreau... Fetița colegei noastre, Cătălina Porumbel, a așteptat apariția Zânei Bune fără să clipească. Și micuța cântăreței Giulia a privit cu minte din brațele mamei. Să papăm acasă. Eu vreau un... un caietel cu Zurli. Îți dă mame un pupic de noapte bună? Da. Iar Zâna le va îndeplini dorințele. Doar are o baghetă magică. Mi-a plăcut de Zâna Bună. Îmi plăcea. Era machiată. Cel mai emoționant moment al spectacolului a fost când fetița Zurli a interpretat Cântec pentru Maia, melodia care îi îndeamnă pe părinți să petreacă mai mult timp cu copiii lor. Vreau copii de noapte bună! În finalul spectacolului, personajele din Gașca Zurli au dispărut într-un val de sclipici, dar nu vor irosi magia până la următoarea reprezentație. Copiii îi așteaptă nerăbdători.